bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil a fost foarte gelos că Sila a împărtășit, s-au certat. Toate detaliile sunt în acest video. Slatir Coglu este o persoană foarte activă pe rețelele sociale. A devenit o persoană foarte populară cu cel mai recent serial TV pe care l-a jucat. Astfel, numărul de urmăritori pe contul de socializare a crescut foarte mult. Acest lucru o face pe frumoasa actriță foarte fericită. Slatir Coglu împărtășește în mod constant pentru că își iubește foarte mult adepții. Îi place să împărtășească, ea, pentru că continuă să interacționeze cu adepții săi. Frumoasa actriță a distribuit recent o fotografie din nou. Fotografia lui Slatir Coglu avea un decolteu adânc. Arăta frumos în rochia ei imeilată și cizmele lungi. Adepții frumoasei actrițe nu au tăcut în aceste ipostaze. S-au scris comentarii de genul: ești atât de frumoasă, virgulă, magnifică, virgulă, a te uita este o binecuvântare, virgulă, frumusețe naturală, punct. Frumoasa actriță a fost foarte încântată de aceste comentarii. După cum știm, numele de Slaturk este adesea menționat cu fostul ei partener Halil Ibrahim Ceyhan. Au existat zvonuri că cei doi sunt îndrăgostiți. Mai târziu, când Slatir Coglu a părăsit serialul, s-a susținut că duo-ul s-a despărțit. Cei doi sunt acum împăcați și au o relație foarte bună împreună. Halil Ibrahim Ceyhan este o persoană foarte geloasă. Este foarte gelos pe Slatir Coglu, femeia pe care o iubește. Halil Ibrahim a fost foarte supărat când a văzut aceste fotografii. El i-a cerut Silei să elimine aceste fotografii din contul ei de socializare. Cu toate acestea, Sul a spus că nu ar face așa ceva. Sila a spus că era fericită așa și că nu ar trebui să se amestece cu el. Cei doi s-au certat o vreme. Din păcate, nu știm ce s-a întâmplat în continuare. La revedere!